Anne își vâra adeseori țigara în gură cu capătul celălalt. În noiembrie, multe țări din lume marchează ziua bărbatului, pe 19. Este o zi antisexism de conștientizare a problemelor din comunități. O ocazie să vezi cum pune problema a Julian Barnes în romanul până când m-a cunoscut, unde dragostea din cuplu e transformată în obsesie cu toate gradele suspansului pe care ai ocazia să-l redescoperi aici, în forma lui literară și afectivă. Din fericire, Graham ajunsese la un stadiu în care nu mai observa nimic.